În ultima vreme, între copreședintele Partidului Național Liberal, filiala Gorj, Dian Popescu și câțiva membri, este un permanent conflict. Senatorului a fost reproșat faptul că nu a renunțat la funcția de conducere, date fiind problemele sale cu legea și condamnarea la închisoare cu suspendare. Cu sabia deasupra capului și pus în situația de a fi suspendat din partid, senatorul Dian Popescu taie și spânzură. Anunță decizii tranșante în privința celor care îi aruncă săgeți. Domnul Manta nu cred că mai este pe la noi, domnul Manta are altă agendă. Domnul Lupulescu, într-adevăr, are o problemă de caracter, dar nu vreau să mai comentez acum. Voi rămâne în continuare în fruntea PNL Gorj și în continuare vom avea un suflu nou, un birou nou, iar toți acești indivizi care sperau la altceva va trebui să facă un pas înapoi. Acești câțiva indivizi, număr de 3-4, pentru că Partidul Național Liberal are o echipă foarte mare, foarte puternică. Acești indivizi care n-au muncit în Partidul Național Liberal, nu i-a văzut nimeni, inclusiv pe domnul Romanescu, de 6 luni de zile nu știe unde este sediul partidului, dar își permite să comenteze despre partid și recomand să nu mă oblige să vorbesc mai multe lucruri. În vizorul lui Dian Popescu este și Marcel Romanescu. Acesta din urmă speră că biroul permanent național îl va evalua pe liderul PNL Gorj. Nu vreau să comentez ceea ce spune domnul Dian Popescu. Nu, comentez de data aceasta și un pas înapoi nu voi face niciun caz. Eu cred că Organizația Națională a PNL-ului va face o analiză corectă și va stabili exact cine și cât de mult a greșit în cadrul acestei organizații. Eu, în aceste momente, doar la atâta mă rezum. Nu vreau să mai fac niciun fel de apreciere la adresa dânsului sau la adresa altor colegi din Partidul Național Liberal. Lista liberalilor care nu se văd reprezentați de Dian Popescu este lungă. Mihai Paraschiv spune că ar fi un act de moralitate ca senatorul să se autosuspende din partid. Dian Popescu nu are bărbăție suficientă să se pună la aceeași masă cu colegii din PNL la biroul politic județean, spune Paraschiv. Eu personal nu consider că sunt reprezentat de Dian Popescu. Am și spus că e un moment și mi se pare o chestiune de bun simț să fac un pas înapoi. Pentru faptul că nu s-a implicat deloc în campania prezidențială. Din punct de vedere moral ar trebui să se autosuspende, dar astea sunt alte discuții și, așa cum spuneam, rămâne de văzut la prima ședință de birou județean. Probabil că va face tot posibilul să rămâne cât de mult poate, pentru că nu cred că are bărbăție suficientă pentru a se întâlni colegii din biroul județean. Când este programată această ședință? Dânsul trebuie să stabilească când se va convoca această ședință. Este că apanajul dânsului. Nici președintele organizației municipale Octavian Lupulescu nu este la inimă lui Dian Popescu. De altfel, acesta a anunțat că Lupulescu nu mai conduce PNL Târgu Jiu. Nu vreau să comentez. Vă rog frumos să nu vă supărați. Nu comentez acest subiect acum. Vă rog să nu vă supărați. Mai sunteți președinte la PNL Târgu Jiu? Da, încă mai sunt. Nu mi-a zis nimeni că nu sunt. Și Pantelimon Mantal sfătuiește pe Popescu să facă un pas înapoi. El ar trebui să nu mai fie președinte, pentru că el are deja o condamnare. Oricum nu mai poate deține funcție de conducere de președinte. În plus, nici nu cunoaște bine statutul, că eu am în calitate simplu membru, deci nu biroul județean nu poate să funcționa. Eu cred că îl băgăm prea mult în seamă pe Dian Popescu. El nu înțelege un lucru esențial, faptul că a avut o șansă, a ajuns președinte și senator, și că acum e momentul să facă pasul înapoi, să lase oamenii care pot să conducă partidul ăsta și care pot să reprezinte partidul ăsta. Din păcate, pentru el nu înțelege lucrul ăsta. El, împotriva tuturor celor care eventual critică, el ia măsura să fie dat afară. Pe ce partidul de tax social umăsa? Și statutul este de partea liberalilor gorjeni. Potrivit acestuia, un membru al Partidului Național Liberal condamnat pentru fapte penale săvârșite cu intenție este suspendat din partid. Doar în cazul achitării, suspendarea și toate efectele ei sunt anulate de drept.